Bună, dragilor! Astăzi m-am gândit să filmez produse terminate. Eu sunt îmbrăcată în pijama, doar ce m-am pieptănat, m-am spălat pe față și pe toate cele și stau în casă. Nu ies nicăieri decât la ora 4 fără 10. O să plec la cursuri pentru școala de șofer, pentru cei care nu știți. Am învățat și de dimineață, am făcut și niște chestionare. La noi este foarte, foarte frig, plouă, este norat, urât, urât, urât. Am pus să fac un spanac să mâncăm. Și am zis că până fierbe spanacul, hai să mă apuc să filmez produsele terminate. Am o pungă care tot am îndesat așa în ele și s-au strâns o grămadă, doar că acum nici nu știu cum o să le iau. O să încerc să iau produsele nealimentare. Aici mi-am făcut și un ceai cu... cum era, cu mere, scorțișoară și alte fructe, parcă ceva de genul, și este foarte bun, o să vi-l arăt, ca să știți și voi. Dacă vă interesează să-l încercați, costă 6 lei și ceva. Probabil acum depinde de, nu-i voie nu, depinde de magazin. Eu în Carrefour am dat 6,99 lei. El mi-a căzut ceva. Așa arată, el spune că ți ajunge să faci 15 porții, ceai de fructe cu măr și scorțișoară. Și mie îmi place foarte mult, deci ăsta cred că e singurul ceai care deocamdată este pe gustul meu. Mi-am făcut și mie și Selenei și lui Marc. V-am zis, aici scrie că 15 porții, acum eu nu prea aș crede că 15 porții, uitați ce punguță mică, am pus nici mult, nici puțin, într-o bufniță din asta care am cumpărat-o de la Pepco. În așa am băgat jumătate de bufniță, deci nu toată întreagă, toată partea asta am umplut-o cu fructe și apoi am pus-o în cană. Și da, îmi place cum este gustul. Mă gândesc că poate trebuie să pui o cantitate mai mică ca să-ți ajungă de 15 porții. Deci eu am făcut două căni așa. Deja cum ar veni s-a dus două porții. Că lui Marc i-am dat din cana mea, deci nu se poate să-l punem la socoteală și pe el. Și mă gândesc că un 10 porții sau mai puțin tot sunt aici, cu toate că mai am și alte ceaiuri care vreau să le încerc, cel puțin alea de la Kaufland, sunt foarte curioasă și cred că în seara asta, când mă întorc de la cursuri, o să-mi fac un ceai. Marc, nu mai fa așa, te rog! Sunt curioasă cum e la gust. Vreau să vă spun că cel cu pere și caramel de la Lidl nu-mi place, deci eu nu pot să spun că l-am băut forțat, dar... nici nu-mi place să-l beau așa de plăcere, deci cred că o să văd dacă îi place soțului meu să-l dau să-și facă când e la muncă sau să-i facă acasă sau să încerc Selenei, că i-am făcut o cană de ceai atunci și nu a băut-o și am aruncat-o. Dar am văzut că sunteți foarte multe fete care mi-a scris că vouă vă place ceaiul și că e foarte bun. Acum știți cum e, gusturile sunt diferite. Poate mie îmi place măr și scorțișoară și vouă nu și vouă vă place cum ar veni pere și caramel și mie nu. Da, tot stau și mă uit, tot timpul privesc când stau aici la masă și mai văd, ba câte e acolo urmă, ba câte o picătură de nu știu ce, că doar abia am șters ieri faianța că am avut zi de curățenie și acum când mă uit deja mai văd și iar mai încep și mai șterg și iar mai trebuie să fac eu câte puțină treabă. Să-mi amestec puțin în spanac, că am zis că mă apuc să filmez produse terminate, dar de unde? Văd că eu fac alte chestii pe lângă. Văd că vrea să se lipească spanacul și l-am lăsat la foc mic. Și o să fac câte un ou lângă și asta o să fie prânzul nostru. Așa. Trebuie să am grijă să amestec destul de des, că văd că are tendința de a se lipi. Selena e în cameră, Mar. Nici nu știu cu ce produse să încep. De multe ori am spus că o să fac două puni separate. Într-una să pun produse alimentare și într-una nealimentare, dar tot timpul uit și tot timpul le iau și le îndesc și le bag acolo. Hai că o să încerc cu produsele alimentare. Copiii au terminat, eu am mâncat doar unul. E bun, dar nu mă dă pe spate. Un Stix din asta, ciocolată din asta sub formă de Stix-uri cu mentă. Îmi place ciocolata cu mentă, dar nu mă dă pe spate. Mai mănânc și din aceea de la Midning sau ceva de genul, știu cum se numește. Și ei au terminat-o.
Aseară când am venit de la cursuri, le-am adus 4 Danonino și deja le-au ras. La noi se consumă foarte, foarte mult Danonino. Acum am luat de Actimel. Știți că noi suntem cu Actimelul. Aici am un pachet de Actimel și cred că o să mai vedeți dacă nu mă înșel. Sincer să fiu, nu mai țin minte ce e în pungaj, dacă o să se repete produsele. Na. Deci un pachet de Actimel. Au terminat o cutiuță de Kinder Șocolat. Deci dacă o să vedeți mai multe din astea, să nu vă imaginați că au mâncat foarte, foarte multe ciocolăți, deoarece am mai mâncat și eu și produsele astea stau de ceva timp și tot încerc să le adun. Deci nu e ca să zici că e de puțin timp. Dacă vă uitați la video, vedeți că n-am postat ultimul videoclip cu produse terminate. Am mai terminat eu și copiii o pungă de Viva cu vanilie. Îmi plac foarte mult și mi-aduc aminte de copilărie. Eu când mergeam la școală, îmi dădea mama bani să-mi cumpăr, nu știu, ceva, poate un covrig, o plăcintă sau ceva, dar de multe ori îmi cumpăram Viva, îmi cumpăram snacks-uri și alte prostii. Mă gândesc și că și voi ați făcut la fel și poate și voi faceți la fel. Dar bineînțeles că mai aveam și un sandwich pe lângă sau, ce știu, poate o plăcintă de acasă sau ceva și pe lângă mai îmi dădea 2-3 lei, 5 lei, depinde cum era pe atunci. Și îmi cumpăram Viva sau mai îmi cumpăram Viva și mai stăteam la televizor și mai mâncam și mi-aduce aminte de copilărie și oricum îmi plac și nu mi se pare că s-au schimbat deloc. Eu sunt cu astea cu vanilie și cu cele de ciocolată și acum mai nou îmi plac și astea de căpșuni, dar nu așa de mult ca astea la alte. Da, și mă scuzați că trebuie să mă ridic chiar la spanac. Eram sigură că dacă mă apuc să filmez, o să trebuiască să stau să mă ridic de multe ori, că mi se lipește, deci doar l-am dat la foc mic. Dar având în vedere că are și capacul pus și știți cum e spanacul, orezul și alte mâncăruri, necesită amestecare destul de des. Așa, hai să vedem, să pun produsele astea nealimentare pe aici. Poate mă trezesc că mai arunc și ceaiul la gunoi din greșeală când iau și prind toate produsele astea. De obicei am stilul să prind cu mâna, le bag în pungă și arunc, să nu mi-arunc și bufnița, nu mai știu unde am pus-o. Uite aici, îmi place foarte mult, am cumpărat-o din Pepco. Nici nu mai știu care e a mea. Adică avem două. Avem asta verde și mai avem una roz. Nu mai știu care a zis Elena că ea ei, dar în fine le folosim aici amândouă. Marc și soțul meu nu au. Doar noi, că noi suntem cu chestiile astea, ne plac animăluțele, fluturașii, floricelele și toate cele. Și chibușurile astea micuțe. Mă gândeam că mă sună cineva, că chiar am zis să nu mă întrerupă de la filmat. Oare telefonul ăsta stă oare așa mai sus? Hai să-l pun așa, parcă e înclinat, se vede mobila. Eu am terminat o pungă de pufuleți din ăștia de la Star Mix. Am momente când îmi plac și am momente când nu-mi plac, nu știu ce cu mine. Așa sunt eu mai ciudată. Am mai terminat o pungă de semințe de la Nutline din astea albe. Vi le recomand, sunt cele mai bune semințe. Nu te dor dinții când le spargi, nu te rănește la gingie, nu ți ustură limba, că au foarte multă sare. Mi se pare că sunt ușor sărate. Da, ușor sărate. Deci așa arată, ca să știți. Sunt destul de scumpuțe. Deci o pungă de 100 de grame costă 4 lei și ceva, aproape de 5 lei. Și punga de 200 de grame, 7 lei și ceva, 8 lei. Depinde cum e în magazin. Sunt bune. Eu înainte obișnuiam să-mi cumpăr semințe în alea portocalii, nu știu dacă le știți, la punguță mică. Rico, parcă? Rico? Și dădeam un leu. Și mie îmi plăceau alea cu sare, cel puțin alea fără sare nu. Deci îmi plăceau foarte mult și îmi plac și acum, doar că acum le-am descoperit pe astea. Și vă dați seama că diferența de la un leu până la 4 lei și ceva punga, mi se pare că e destul de mare. Și, na, și gramajul nu e foarte, foarte mare. Sunt îmbrăcată în pijamale, să mă scuzați. Dar nu mai am avut chef să stau să mă schimb și nu prea sunt genul de persoană care să stau să mă apuc să mă aranjez sau să mă îmbrac, nu știu cum, pentru video. Îmi place să fiu natural, așa cum sunt eu, pentru că stau și mă machiez jumătate de oră sau ce știu cât stau în oglindă, după care filmez și după aceea trebuie să mă demachiez că știu că rămân în casă. Ieri m-am machiat când am ieșit la curs, dar astăzi nu mai am chef să mă machiez. Am o zi așa mai mohorâtă, probabil din cauza vremii. Și oricum e ciudat. Ați văzut, în momentul în care plouă, dacă te duci afară, ai fondul de ten și te
picură, te plouă, că bate câteodată ploaia spre tine, chiar dacă ai umbrelă, rimelul sau toate cele, ochelarii mi se aburesc, mi se stropesc cu ploaie, adică e ciudat. Și să mai fiu și machiată, chiar nu am chef, așa, numai bine, nu sunt machiată, mă șterg bine pe față, toate cele bune. Astăzi o să vină mămica, care am, nu știu dacă v-am zis că eu o să o ajut o mămică ieri cu doi copilași, și o să vină mămica aceea și o să stea cu copiii mei, și împreună cu copiii ei, și va veni și mama și va sta cu ei. Eu o să lipsesc cam 3 ore și 10 minute de acasă, pentru că durează până plec autobuzul, până ajung, până fac cursul și până mă întorc. Deci aseară la 7 și un sfert, cam așa cred că am ajuns. Și după ce că stai și atâta pe drum și vii și seara târziu și înghețată, nu mai ai chef să mai stai, să te mai și demachezi. Trebuie să vii acasă, să le pui mâncare copiilor, să le faci baie, să... Da, înțelegeți voi poate care sunteți mămici, înțelegeți cum e situația. Așa, am mai terminat încă un pachet de Actimel. Am terminat o pungă de paste pene de la San Fabio. Vi le recomand, sunt foarte bune, sunt ieftine, costă 2 lei și ceva și vreau să vă spun că mie pastele astea îmi plac cel mai mult dintre toate. Am încercat paste de la Lidl, am încercat paste de la Barilla, de la Monte Banato parcă și de la alte mărci, dar astea îmi plac cel mai și cel mai mult. Se fierb ca lumea, nu rămân nici tari, nu sunt nici băloșite, numai bune, sunt numai perfecte, deci îmi plac foarte, foarte mult. Cred că o să opresc spanacul, deoarece nu pot să stau de atâtea ori să mă ridic să amestec în el. Nu știu, camera asta mă enervează, parcă stă cam ciudat, ia să vedem. Dacă pun așa, mai bine? Hai să vedem. Așa. Și după ce termin cu filmatul, o să mă apuc să fac spanacul ca să mâncăm, că deja e ora 1 și ceva. Tot am stat și am făcut chestionare și am învățat și m-am luat și am zis că las că fac mâncare și n-am mai făcut. E 1 și 7 minute. Așa. Am mai terminat o pungă de semințe de la Nutline. Semințe pestrițe. Astea sunt sărate. Și vreau să vă zic că semințele astea pe mine mă ustură limba de la ele. Și sunt destul de tari. Îmi plac, dar nu. Eu nu cred că le voi mai cumpăra. Mai telefon. Tu alunești de acolo? Alunecă, cred că telefonul. Ia să vedem un pic. Am pus pe o cutie de șervețele, că dacă îl pun prea jos, după nu mă, nu mă mai vedeți, mini, să nu te pun, să nu mă pun pe tine. Ioi, dar acum parcă e prea întuneric. Nu știu cum să-l țin telefonul. Am mai terminat o cutie de smântână de gătit de la Cucina Doro. Îmi place foarte mult această smântână de gătit, am pus și la spanac. Mie îmi place spanacul să-l fac cu smântână. Mai am momente când îl fac și cu bulion, dar cu smântână îmi place mai mult. De ce? Gheară! Ia, da! Hai că m-a prins și becul, cred că e mult mai bine așa. Marc a făcut pipi pe el a doua oară, m-am dus la schimbat odată și după aia acum a făcut mama, a făcut pipi iară! L-am lăsat fără Pampers și am zis că poate se mai dezvață de Pampers, dar nu, n-ai nicio șansă cu el, și treaba mare și treaba mică. Înainte treaba mică spunea, dar acum nu știu ce s-a întâmplat cu el, de nu mai vrea să spună. Așa. Vreau să mă pun să-l cul, poate aș reuși să doarmă măcar o oră jumate, dacă aș reuși să-l cul la două, poate ar dormi o oră jumate, să trezească la trei jumate. Ca numai bine eu să plec, să se obișnuiască cu mine, că are perioade când se trezește, plânge, urlă, nu acceptă nici pe mine, nici pe soțul meu, pe nimeni, ia? Apoi să se trezească cu cineva străin, nici atât. Și să se trezească, să se acomodeze cu mine, să lasă să se joace și după care să pot dispărea. Așa, aici am terminat o pungă de cereale Cheerios cu miere. Nu, ne plac foarte mult, cel puțin copiii le mănâncă chiar bine. Mie îmi place să le mai schimb, să mai iau Ciocapic, să mai iau Nesquik și altele. Nu-mi place să merg doar pe cerealele astea. Așa, aici am terminat o cafea Dallmayr. De fapt, nu am terminat-o, dar pot să-mi dau
niște păreri despre ea, deci cafeaua asta am luat-o și am pus-o într-o cutie, că ați văzut, trebuie să o țin într-o cutie cu capac, așa, nu știu, îmi dă impresia că își pierde din aromă, din miros și am băut de multe ori din ea până acum, doar că eu o prefer pe cea aurie, deci aurie complet, nu verde, nu cu roșu și nu mai știu cu ce culori e, cu negru, parcă mai nu mai știu cu ce, deci cea aurie pentru mine e cea mai faină. Ceața, Elicopter! muncă. Ah! Îmi dai un pupic. Ceața, e opei. Elicopter, vrei să bei ceai? Da, e aproape. Da, e aproape elicopterul. Ai pe masă ceai? Da. Du-te și bea. Ai acolo pe masă, în cameră. Ia. Da. Asta De la Lidl. te Ce faci? Așa, hai să vedem ce mai avem aici. Aici am mai terminat niște paste micuțe, tot pene, paste sunt micuțe din Penis, din Lidl, de la Arnos. Nu-mi plac, nu le recomand și nu cred că le voi mai cumpăra. Poate dacă le mai cumpăr, eventual să uit peste câteva luni, să-mi uit și să le iau. Așa, aici am mai terminat niște paste de la Arnos Alfabet. Astea mi-au plăcut foarte mult. Au fost paste micuțe în formă de alfabet și le-am pus în supă și au fost foarte bune și le-a plăcut și copiilor. Aici am mai terminat niște paste fusili de la Lidl, Combino. Nu le recomand mie, nu-mi plac. Poate voi le-ați încercat și vouă vă plac, dar nu știu, să fac o comparație între astea și cele San Fabio de la Penny, le-am plac mult mai mult și le pot să spun că vi le recomand. Acum, na, știți cum e și cu produsele astea terminate. Eu zic că nu vi le recomand, dar poate vă plac, că gusturile diferă. Așa. Marca terminată ciocolățică din asta Milky Way. Asta la fel îmi aduce aminte din copilărie. Îmi place foarte mult. Costă 1 leu și 15 bănuți. Parcă, dar mi se pare cea mai bună ciocolată. Așa. Încă două pachete de Actimel, deci marc câteodată mă termină. Ieri am cumpărat 4 Danonino la set ca să-i aduc ceva, că el totuși dorea să iau Actimel. Și câteodată vine și cere și câte 4 Actimele pe zi. Nu știam pe unde să le mai iau, să le mai ascund prin frigider să nu le mai vadă. Începea să plângă. Da, și acum încep să nu mai prea cumpăr. Îi mai au așa câte unul, două, dar și dacă ar fi să cumpăr, să le ascund, să nu le vadă și îi dau eventual câte unul, maxim două pe zi. Da, hai că vin acum! Dar așa mi se pare exagerat de mult, 4-5 pe zi, foarte mult mi se pare. Așa. Ia să mai vedem mai ce mai avem de aici. La fel, tot paste pene rigate din acelea micuțe, nu le recomand, adică nu le recomand, nu mai vreau să zic cuvântul ăsta, nu le recomand, poate vă plac, mie nu-mi plac, ci gata, nu mai zic, nu le recomand, nu mai zic că... Încă o ciocolată Milky Way, am mâncat Selena. Popcorn cu caramel, preferatele noastre. Paste de la mama din Italia, de Lecco. Astea au fost bune, mi-au plăcut, dar cred că au fost macarone, dacă nu mă înșel. Așa, încă o cafea lavața care am început-o și o am tot așa într-o cutie. Mie nu mi se pare că e o cafea rea. Multă lume zice că lavața nu e cafea bună, e cafea italiană, dar mie mi se pare ok. Mai mult îmi place cea de la Dallmayr, dar îmi place și asta. Am mai terminat o ciocolată din Lidl cu alune și stafide, foarte bună și ieftină și o ciocolată de calitate, deci are o ciocolată chiar foarte bună. Așa. Și cred că de acum am produse nealimentare. Ava, nu mai am un pachet de Actimel. Deci v-am zis să nu credeți că s-au terminat în decursul a câteva zile. Deci n-am mai filmat produse terminate de ceva timp și de asta s-au adunat atâtea. Încă o cutie de ciocolată Kinder. Condimente pentru porc. Nu știu, acum nu mai am vreunul. Aici când a fost ziua lui Marc și am făcut
cum se numește, pomana porcului, doamne, tochitură la grătar. Am pus condimente din astea pentru porc și cred că am terminat cu produsele. Acum mai găsesc vreun produs pe acolo, vi-l arăt. Marca terminat un bag de pampers de la Bebelino din Penny, numărul 5. Mi-a plăcut foarte mult. Nu mi se pare o diferență între el și între cel de la Lidl, Lupilu. Avem și din ăsta. Mi-a plăcut, ieftin, 35 de lei, 44 de bucăți, parcă. Da, și dacă vreodată am ocazie, adică nu ajung la Lidl ca să iau lapte și ce-mi trebuie, voi achiziționa acesta de la Bebelino, că chiar mi-a plăcut. Am mai terminat încă două boxuri de Pampers de la Lupilu, adică nu știu, acum nu mai am pe la sfârșitul pungii. Așa. Pachete din astea, deci vețele 1 de am 4, 5, 6. Asta, da, bravo, arată și mare. Eu cam dată 6, nu știu că nu am mai multe. 6 pachete în șervețele Huggies. Înase. Miroase, da. Bețișoare de la Happy, de urechi din alea pentru bebeluș. Îmi plac, doar că le prefer pe cele de la Lupilu din Lidl. Helicopter. Și așa fură absorbante din astea de la Carrefour, marca Carrefour, foarte bune, le recomand, eu le folosesc pentru mini. Încă un bag de Pampers de la Lupilu, încă o ciocolată Milky Way, asta eu am mâncat și e una. Aici la vete de la Lidl W5, stai că arăt, stai că-ți dau, ia, arată, uite aici încă un pachet de șervețele umede și marca arată. Îmi plac și lavetele astea de la Lidl, doar că mi se par prea mari pentru mâinile mele și prefer niște helicopter, da, prefer niște lavete mai micuțe, cum și bureții mi-au mici de altfel. Am mai terminat de la Lidl, de la marca Sien, lame pentru a mă epila, foarte bune sunt. Hârtie igienică de la Floralis cu două straturi, cred că să stă, da. Foarte bună, place. Așa, hai, arată ăsta. Balsam de rufe de la Semana, asta albastru. Am perioade când îmi place cum miroase și am perioade când nici nu vreau să-l văd. Arată-mă acum. Asta a meu. Asta e a tău, da. Aici am terminat niște hârtie de cop, dar nu mai țin minte de unde am cumpărat-o. Cred că din Penny, o hârtie ca toate cele. Nu văd nicio diferență, că e mai scumpă, că e mai ieftină. Mie mi se pare că face aceeași treabă. Saci de gunoi din ăștia am terminat mai mulți, dar am zis să păstrez ambalajul ăsta să vi-l arăt. Costă 2,60 lei, parcă, are 60 de litri și sunt cei mai buni saci de gunoi care i-am încercat vreodată. Sunt foarte rezistenți, ține foarte mult la greutate. Bine, acum dacă ai un produs cum ar veni ascuțit sau colțul la o cutie din asta sau ce știu eu ce poate fie, bineînțeles că îl taie și atunci se rupe puțin din el. Dar în rest, ăștia sunt cei mai buni saci de gunoi la prețul ăsta. Că sunt și saci de gunoi poate la 6 sau 8 lei, 10 lei. Mai e, dar ăștia sunt cei mai buni, cei mai buni. Am încercat și din Lidl, dar se rup și sunt ciudați. Aici am terminat un bag de hârtie igienică din Lidl. Nu din Lidl, doamne, din Kaufland. Foarte bună hârtie, asta este portocalie și îmi place foarte mult. Soțul meu îi place cel mai mult asta și mai mult ca cea zeva. Și tu, da? Așa. Am mai terminat un șampon de la Garnier, ia curs săracul cafea pe el. Mi-a plăcut cum miroase și nu știu, nu văd nicio diferență așa cum spală. E șampon, face spumă și cam atât. Aici am mai terminat un balsam pentru rufe de la Maxima, îmi place mult cum miroase. Rezerva asta a costat 10 lei, are și la sticlă și are și la sticlă, sticlă mai mică și sticlă mai mare. Nu văd de ce ați cumpărat la sticlă, are același miros, nu e un miros mai puternic sau ceva diferit. Mai bine luați la rezervă și o răsturnați într-o sticlă care o aveți de la alt balsam de rufe și economisiți niște bani, pentru că la sticlă are tot un litru sau un litru jumate, nu știu exact, și costă în jur de vreo 16 lei, 15 lei, depinde de magazin.
Și astea sunt ultimele produse care le-am terminat. Nu cred că am mai pierdut vreunul pe aici. Tura asta m-am vopsit. Ce ai? Bravo! Nu știu dacă se vede, dar cred că se vede că m-am vopsit. Și am avut o cutie de vopsia de tura trecută, pentru că am cumpărat 4. Era un set de 2 și 2. Și una mi-a rămas că am folosit 3. Și când am fost la Penny zilele trecute, mi-am cumpărat 2 tuburi de vopsia. Și am zis că, măi, de ce să irosesc tubul ăsta, să iau cum ar veni 3 așa, când pot să iau 2 așa și una așa. Și dacă vedeți, ea seamănă la culori. Bine, nu trebuie să vede bine pe cameră, dar este tot un mov, nu știu cum să țin. Și ăsta tot un mov. Se vede cât de cât că se aseamănă. Cel puțin în realitate se aseamănă chiar foarte bine. Pe cameră e puțin diferită culoarea. Și m-am făcut, îmi place cum a ieșit rezultatul. Nu mă vedeți voi chiar foarte bine, dar a ieșit super, super, sunt mulțumită. Și da, acum mă pun să termin spanacul, să mâncăm și să încerc să-l culc pe mar. Deja m-am lungit cu produse terminate o grămadă. Zici că am făcut vlog, n-am mai făcut produse terminate. Ce faci? Pisi. Mă pun taș. M-am și necat, te-ai băut ceaiul? Da. Ceai. Pun. Să mai pun ceai? Da. Dacă spun ceai, n-ai să mai mănânci mâncare. Mai adici. Ce ai făcut cu asta? Păi am pus ceai. V-am pupat cu mare drag azi, nu știu dacă o să avem vlog, nu cred că deja e ora 1 și ceva, n-am apucat să filmez nimic. Mă pun să învăț, la 4 plec, nu promit, nu știu, vedem, dacă eu să mă hotărăsc între timp și mai prind și mai filmez câte un pic, vedeți de seară, dacă nu, nu știu. De ce nu l-ai băgat pe roz? A fost și roz, dar l-am spălat. A meu? A, de ce la roz e a tău, nu? Da. Și ăsta verde a meu? Da. Deci gata, am lămurit situația cu culorile. Ea a zis de când le-am cumpărat, anul trecut le-am cumpărat ce culoare vrea, dar eu de atunci am uitat și prima oară când le folosesc. Deci le-am cumpărat anul trecut, tot pe timpul ăsta, cred că. Și abia acum le-am folosit. No! Pentru că am avut ceaiuri doar la plic și băgam plicul și na. Pun. V-am pupat cu drag. Pa, pa! Pa, pa! Aoleu, ai vrei să zici cu pa, pa? Simac. Simac? Pa, pa! 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 Pa!